În această perioadă, stațiunile balneare de pe malul Mării, Caieforie Nor, Mangalia sau Techirghiol ocupă primul loc în topul preferințelor giurgiuvenilor când vine vorba de vacanță. O mare parte dintre doritori aleg să meargă în concediu prin Casa de Pensii Giurgiu. Aici ei pot solicita un bilet de tratament balnear pentru o perioadă de 16 zile la un preț convenabil. Așa se întâmplă și în această perioadă, când 57 de giurgiuveni au valorificat deja bilete de tratament pentru seria noua cu plecare din data de 22 iunie. Casa Județeană de Pensii Giurgiu anunță continuarea procesului de alocare a biletelor de tratament balnear asigurate prin unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice. Din cele aproximativ 2255 de bilete de tratament balnear, care pot fi contractate în anul 2016, au fost alocate pentru seria prezentă 1201 bilete și au fost valorificate 570. În prezent se valorifică seria nouă cu plecare din 22.06.2016. Pentru această serie au fost repartizate 170 de bilete, alocate 153 de bilete și valorificate 57. Anul 2016 vine însă și cu noutăți în ceea ce îi privește pe beneficiarii biletelor de tratament balnear. Ca noutate pentru anul 2016, în ceea ce privește valorificarea biletelor de tratament balnear, conform noilor criterii de acordare a acestora, pensionarii militari nu mai beneficiază de bilete de tratament prin casele teritoriale de pensii publice. Primirea cererilor pentru obținerea unui bilet de tratament s-a început din data de 25 ianuarie 2016. Până la această dată au fost depuse 2226 de cereri. Cei interesați de un sejur balnear pot depune o solicitare scrisă la Casa de Pensii Giurgiu cu cel puțin 30 de zile înaintea perioadei în care solicită biletul.